Suntem alături de Cristina și Claudiu Isac. Cristina a suferit un accident vascular cerebral și acum se află în comă profundă. Șansele la viață sunt aproape inexistente. Au un băiețel de șapte luni și jumătate și în prezent Cristina este însărcinată în 17 săptămâni. Vă rugăm ca să o sprijiniți în rugăciune și să fim alături de ea și familia greu încercată. Biserica Adonai se întâlnește în seara aceasta la ora 19 pentru a înălța rugăciuni în vederea unei intervenții divine. Întreaga comunitate a Bisericii Adonai este greu încercată de această situație, este unită cu familia Isaac și îi este alături în fiecare moment. Dacă citiți aceste rânduri, vă rugăm ca să vă alăturați în rugăciune în seara aceasta de la ora 19. Dumnezeu face minuni. Ne transmite pastorul Vicenț Sebastian. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Focus Creștin.